Salutare! Astăzi am schimbat uleiul la motocultorul meu Rotact 6 cai diesel, RO1106D. I-am schimbat uleiul după aproximativ 30 de ore de funcționare. El avea destul de multă pilitură. Am zis că e prima dată și s-o fac din timp. I-am pus ulei până la nivelul maxim, după cum se vede. Am șters eu jos mai înainte. Au intrat fix 2 litri. Așa. Ia să vă arăt și uleiul. Asta este uleiul. Are destul de multă pilitură și cam închis la culoare. Nu știu cum să vă arăt eu ca să se vadă mai bine. Oricum e destul de murdar și de închis la culoare și nu mă așteptam să fie chiar așa. Asta e ulei original de mi-a venit în pachet. 1540 de la Rotac. Produs de Total România S.A. și eu am luat direct Total. 4 litri, 68 de lei, la ei 22 de lei litru, așa că avantaj eu. 1540, ca la carte, același producător. Ia uite. Am pus fix 2 litri. Și mai am 2 pentru motor acum. Și cred că pe ăsta voi rămâne. Cam atât. Am vrut să vă arăt uleiul meu. O zi bună, la revedere!